Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim astăzi despre cum pregătești mâncarea copilului. Cu multă dragoste, se înțelege. Iar asta presupune să acorzi mare atenție modului în care pregătești mâncarea. De la alegerea ingredientelor și a vaselor în care gătești, până la modalitatea de preparare. Să începem cu ingredientele. De unde le iei? Ideal ar fi să ai o sursă sigură, rude sau cunoștințe la țară care cultivă ecologic. Eu le sunt recunoscătoare părinților pentru că îmi trimit periodic fructe, legume, ouă și carne de curte. Dar cu toate acestea cumpăr liniștită și din piață și din supermarket. Și nu de la raionul bio. E adevărat că acord multă atenție modului în care pregătesc fructele și legumele, spălându-le temeinic înainte de a-i le servi sau prepara fetiței mele. Iar carnea are regim și mai special, adică o spăl și mai bine și am grijă să nu intre în contact cu celelalte alimente. La fel de temeinic îmi spăl și mâinile înainte să mă apuc de gătit și de câteva ori în timp ce gătesc. Iar de vasele în care prepar mâncarea nici nu mai zic, le spăl și le clătesc până strălucesc. Legat de metode de preparare, în primele luni de diversificare nu ai prea multe opțiuni. Legumele le poți fierbe sau le poți găti la abur. Fructele le poți oferi crude sau coapte la cuptor, iar carnea și ouăle fierte foarte bine. Eu prefer să gătesc la abur, folosind un aparat electric primit cadou. Dar aburesc destul de des bucătăria și fierbând supițe pe aragaz. Orice pentru o masă gustoasă și sănătoasă, nu? Cam atât ar fi pe scurt despre cum poți pregăti mâncarea copilului. Poftă mare și pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!